Bine ați venit, Capricornilor! Haideți să vedem ce avem pentru voi! Ce avem pentru Capricorni? Pentru Capricorn. Ce avem pentru Capricorn? Pajul de spade, o informație. Doi de cupe. Foarte intens. Cavalerul de monede. Poate fi energia voastră, poate fi energia celuilalt. 10 de cupe. Foarte intens. Deci, o victorie superbă. O victorie superbă. Judecata. Perfect. Perfect! Doamne, ce energie frumoasă avem aici! Este o victorie superbă, o informație care a venit. În sfârșit, informația respectivă va aduce fie într-o asociere la locul de muncă, fie cu cineva care intră în viața voastră. Judecata. Cineva a încercat să vă fure locul, cineva a încercat să vă șantajeze. Ați avut o teamă de a nu câștiga sau de a nu câștiga în fața acestor puteri, dar ați câștigat. Veți câștiga. Cu siguranță. Judecata asta va aduce. Pajul de spade va aduce o informație de care să vă folosiți. Și cu siguranță este o victorie, o victorie la locul de muncă. Ce vrea să-mi spună pajul? Cinci de bâte. Vă luptați pentru acel ceva. Da, este foarte intens. Deci este intens atât la locul de muncă, atât în viața voastră personală, dar și intens în viața amoroasă. Cinci de cupe. Iarăși, deci al doilea cinci. Aveți de-a face cu o dezamăgire în ceea ce v-ați impus voi, dar nu uitați că cinciul acesta poate fi și la locul de muncă. Există foarte multă invidie, gelozie, bârfă, aveți de-a face cu oameni care vă spionează. Știu, este urât, dar se va termina. De ce? Pentru că am de-a face cu judecata. Se face dreptate. Da, regina de bute. Asta deveniți acum. Deci, vă transformați într-o energie de foc. Atunci când vă transformați în această regină de bute, aveți o supremație. Aveți un titlu, o recunoaștere și o așteptați de mult pentru că vă este teamă. Deci, cinciul acesta de cupe e un fel de aștept acel moment și nu mai vine. Dar atunci când se va întâmpla acest lucru, pur și simplu, viața voastră nu va mai fi la fel după această perioadă blocată pe care ați avut-o aici. Aici a fost un blocaj enorm. Este ca și cum cineva v-a blocat sau poate cei din jur v-au blocat drumul. Luna, din nou, aveți o teamă. Deci teama că nu veți câștiga. Veți câștiga, cu siguranță veți câștiga. Judecata. Doi de monede. Încercați, doiul acesta întotdeauna vă arată că ați trecut prin furtuni mult mai mari decât acesta. Deci veți câștiga. Cine este cealaltă persoană sau cealaltă persoană care va sta alături de voi sau care vă ajută? Deci, vorbim de suflet pereche și ajungem la muncă. Asta e? Cealaltă persoană, pajul de monede. Este o persoană la rangul de paj. Voi nu aveți nevoie de un rang de paj. Voi aveți nevoie de un rang de rege. Cineva responsabil. Cine vine cu adevărat? Vine un leu. Cineva care este în putere și își ia responsabilitatea. Dar și voi, la rândul vostru, aveți multă putere. Împăratul. Deci, dacă a existat cineva în viața voastră, la un rang de paj, copil, imaturitate, acum apare în viața voastră sufletul pereche. Împăratul este un semn divin. Sunteți față în față, două energii de foc. Poate fi șeful tău, poate fi managerul tău, poate fi cineva cu un statut mult mai ridicat, dar poate fi și o persoană matură sau
mai în vârstă decât voi. Persoana cealaltă, 4 de cupe. A avut o nemulțumire, dar nu chiar emoțională. Foarte puțin. E un fel de a vă ajuta de a ajunge pe acel rang. Persoana cealaltă. S-a întors o carte. Oh, vă dorește libertatea. Uneori se comportă ca un copil, dar de fapt știe ce vrea și o să vă facă să dansați. Asta e. O să vă facă să dansați. Posibil să fie o fecioară. Chiar dacă nu vă place uneori critica și analitica din partea acestei persoane. Dar v-a căutat foarte mult această persoană. Haideți să vedem cealaltă persoană. Este suflet pereche, este intens. Victorie! Asta e Victorie! Mă bucur pentru voi! Cealaltă persoană. Care sunt intențiile și ce dorește să ne transmită? Adevărul. Pentru ei reprezentați succesul lor în viață. În momentul acesta poate nu comunică prea mult cu voi. Aici este energia voastră sau energia acelei persoane, regina de monede. De obicei, regina de monede pentru mine este Taur, dar în momentul în care este și energia voastră, e posibil ca voi să nu comunicați cu persoana cealaltă. E un fel de a vă asigura mai întâi de toate stabilitatea voastră. Regele de săbii. Față în față cu regele de săbii. Poate ceva care va fi semnat. Temperance. Oh, e vorba, deci, despre o energie de foc, iarăși. Da. Veți uita, nu veți uita, veți da la o parte tot ceea ce ați suferit. Tot ceea ce ați suferit veți da la o parte, pentru că acum a venit momentul să fiți iubiți. Doamne, ce cărți frumoase aveți! E posibil să fie și un săgetător, dar și un leu. Săgetător pentru că avem de-a face cu echilibrul. Dar uitați pasiunea pe care o aveți unul față de celălalt. Este foarte frumos. Deci persoana cealaltă visează la voi. Știe că trebuie să acționeze pentru a fi cu voi. Posibil să fie fecioară. Este o persoană înțeleaptă. Poate avea, nu neapărat să fie o treime din persoana respectivă să fie fecioară. Deci nu uitați că aveți ascendent soare lună. Deci poate fi fecioară în lună sau poate fi fecioară în soare sau ascendent. Doi de monede. A încercat să lupte pentru voi. Patru de monede și încă o dată Temperance. Cu siguranță viața voastră se va schimba total. După terminarea acestui blocaj, se termină totul. Îndrăgostiți-i, a doua oară. Viața amoroasă este superbă. 5. A investit foarte mult în a fi alături de voi. Voi. Care este răspunsul vostru? 7 de săbii. Te-ai schivat, te-ai ascuns, nu ai știut ce să crezi. Nu ai avut încredere. Cavalerul de bâte. Ai încercat să fugi. S-a terminat jocul acesta. Pentru că e 2 de cupe. Vrei, nu vrei, vei intra în joc. Acum este momentul să fiți împreună, să dăruiești și să dăruiți. Voi veți fi recunoscuți. Ați luptat foarte mult
E un fel de a spune 24 de ore din 24 ați muncit foarte mult și nu ați dat importanță vieții amoroase, dar în momentul în care dați acel minut, acel timp favorabil de a iubi pe cineva, de a fi cu cineva, atunci vă dați seama că de fapt vă liniștiți psihologic și că de fapt vă deschideți niște energii. Și toate vin într-un curs normal și fericit. Asta vrea să vă spună. Exact. Asta este. Atunci când voi cooperați cu ceilalți, atunci vine acea energie. Și aveți, cât de curând aveți această noutate? Cât de curând este această noutate și persoana respectivă care intră în viața voastră? Cât de curând? Aici aveți regele și 10 de cupe. Știe exact ceea ce vrea, sunteți atrași unul față de celălalt, foarte intens, este foarte intens. Și aici energia pe care o aveți la muncă. Foarte frumos. Haideți să vedem ce avem de la îngerii. Iubirii. Ce avem de la îngerii iubirii? Avem nuntă! Avem nuntă! Cei care sunt căsătoriți înseamnă că vor reînnoi jurământele sau pur și simplu vor avea acea energie de început. Este foarte frumoasă energia, foarte frumoasă. La orice vârstă sunteți să fiți îndrăgostiți, la orice vârstă. Lasă prietenii să te ajute, pentru că există destul atracție între voi. Nu mai alerga, nu mai alerga. Ai încredere, pentru că este persoana care trebuie. Numai bine, la revedere!